Ok, e din asta de femeie văduvă. Hai, facem treabă cu ea. Așa credeam. Da, oameni buni, mai demontez o dată pompa de frână. Să pun asta mă la cu și ăla tot cu kit nou de garnituri. După care trebuie să schimb. Gata. Nici un pic de frână aici, în capătul conductei. Prin cădere, astea s-au aerisit. O să ziceți, păi n-au fost strânse. Da, n-ai făcut, n-ai drept. Nu, le-am slăbit eu înainte, toate trei, ca să pot să le desfac ușor cu cheia fixă. Nu sunt conducte rămase nestrânse. Și o să începem așa cum mi-a recomandat bunul meu prieten. Dumnealui știe cine mi-a scris pe WhatsApp. Nu am acordul dumnealui să-i spun numele pe clip. Dar vreau să încep prima dată prin a schimba pompa de frână. Asta pentru liniștea mea, să pun asamola cu garnituri, kit de garnituri românești. Să vedem dacă se aerisește. O să aerisim prima dată pompa de frână. După care fiecare roată în parte, așa cum am primit indicații, după cum am spus, de la bunul nostru prieten. Omul care mă învață pe mine la ce am de făcut în privința asta. Care pot să spun că e în spatele meu. Da? Așa că vă salut și pentru clipul ăsta. Din câte ați văzut clipul trecut, cumnatul a avut niște timp liber și am sărit peste Renault. El a zis, hai să băgăm Skoda acum că apoi nu se știe când să mai vii o perioadă mai liberă să ne ocupăm de ea. Am pus motorul pe mașină și l-am pornit, da? M-a întrebat cineva într-unul dintre comentarii, mi-a plăcut că am primit comentarii și contradictorii, dar nu urâte, nu răutăcioase. E, ăsta e lucru care îmi place, fără răutăți. Deci am schimbat motorul la Skoda. L-avem motorul vechi aici. Da? Și acum vă explic. Am cumpărat mașina cu turbina picată. Am schimbat turbina și am pornit motorul așa cum era normal. Deci am ajuns la concluzia să schimb motorul până la urmă, din două motive. Unu, mașina vine la vânzare în România și al doilea, înturație, motorul mașinii are o bătaie. Are o bătaie, nu mi-a plăcut cum merge. Mai mult de atât, niciodată nu s-a terminat cu fumul de la spatele mașinii. Nu am vrut să cârpesc motorul ăla să-i fac, nu știu, îi legam trei sârme în el și dădeam o mare țeapă, nu. Am preferat să mai cheltui niște bani, să schimb un motor, să pun un motor bun, corect, pe același cod, de aceeași putere. Tot până intermediul afirmației astea, răspund și domnului care mi-a scris că de la rară în România o să fie probleme că am schimbat motorul. Nu o să fie niciun fel de problemă atât timp cât am pus pe mașină un motor cu același cod, dar aceeași putere. Eu, personal, o să merg la rar să fac... să-i fac rarul mașini, să-i fac carte. Ba mai mult de atât, ca să vă demonstrez că ca mine, aici în Franța mașina nu va pleca fără ITP-ul, fără control tehnic. Inspecție tehnică periodică, da? Asta despre Skoda. Acum, m-am apucat iar de Renault ăsta. Îi mai schimb o dată pompa, că dacă n-am schimbat la pompe, de v-ați plictisit și dumneavoastră. O să încep cu aerisitul pompei, după care fiecare roată în parte, așa cum mi-a spus prietenul meu, pe care îl salut cu respect. Și nu înainte de a începe aerisirea roților, voi schimba și cilindrul pe spate, pe dreapta a rămas și să vedem repartitorul cum se prezintă. Hai, rămâneți cu mine în continuare pe clipul ăsta, lăsați-mi un like, un comentariu și să vedem ce iese până la urmă. E luni azi, trebuie să plec la muncă, dar în timpul care mai am la dispoziție vreau să fac câte ceva, să mai mișc ceva la mașina asta pentru că se apropie sfârșitul lunii februarie și trebuie să mergem la ITP cu ea. Vom avea frâne. Când? Azi. Adică vă explic imediat. Așa. Am schimbat pompa, am pus asta asta care v-am spus că i-am pus kitul de reparație românesc.
A ieșit lichid la pompă stânga-dreapta, a ieșit lichid sus, pe circuitul care merge în spate. Acum mai am să mai strâng bine olenderul ăsta, becul, așa cum îi spune, să nu cumva să pierdă aer. Spălăm aici să nu avem pierdere de lichid, după care trece la aerisirea la roți. Așa cum am spus, felul în care mi-a explicat bunul meu prieten, i-a scăpat numele domnul Raimondo, așa a fost, s-a aerisit frâna, a ieșit bine. Gata, trece să aerisim fiecare roată în parte, nu înainte de a schimba și cilindrul pe partea dreaptă și să verificăm repartitorul. Revenim. Am făcut un răvaș. Să vedem. Păcălim. N-avem ce păcăli. Uite aici. Și lăsăm acum și în cric și în ăsta. Atât. Îți place la manivelă, nu? Umblă repede, schimbăm și aici. Și să vedem ce ieși. Să verificăm repartitorul. Că avem repartitoare 4, tot de la Assam. Așa sunt bune ca pompa de frână. Avem frâne când ai zburat porcul. Revenim. Hai că aici am avut noroc. Mai mult praf din ăsta de ferodo, dar tamburul a ieșit foarte ușor. Cilindru bătrân ca istoria, vaselină un pic mai multă decât în partea cealaltă. Rulmentul ăsta e cam vânăt, sau mi se pare mie? Nu are de unde. În sfârșit. Capul de frână înțepenit, îl schimbăm, așa, haide dragă, dă șurubelința, trebuie vorbit frumos cu dragă și dumneavoastră aici, că altfel nu facem treaba. Acum o să tragem cablul celălalt de frână, mă bag pe dedesubt, schimbăm lucrul ăsta pentru care am umblat aici, curățăm vaselina asta. Că e veche ca istoria. Bă, când s-a inventat mașina asta, pune o vaselină nouă ca în partea de altă, frumos. Bă, să fie frumos, dacă nu merge, nu merge, aia e, dar măcar frumos să fie. Dacă se uite cineva pe aici. Gata, băi Adrian, hopa, că mai revenim. Băi Adrian, să-l pui bine. Dar să știi că ăsta și-ar fi dat drumul până la urmă. Uite-l, și-a dat drumul, gata. Iată, tu, dragi. Ăsta are 1.460.000 de miliarde de ani. Repartitorul cred că e original al mașinii, fi mai fosil. A, gata. S-a rezolvat, nu se poate. Focalizezi pe interiorul lui acolo? E țapăn. În sfârșit. Punem unul nou de la Assam. Mama, acum să vezi chimia lor. Firma asta, Phantom, uite, l-avem aici, nu? Uite aici. Pare a lucra. Dar știi cum e, după față pare tandru. După ochelari scafandru, nu? Rămâne de văzut, gata, revenim. Viteză! Să învârte, am schimbat cilindrul, am schimbat repartitor. Trecem la pedale. Adriane, la bord. Și faci 1.200.000.000 de pedale. Gata, revenim. Avem frâne, băi, Adrian. Ce? Ai scârțit un pic așa?
Bă, frânele nu stă aici. Frânele sunt la roți. Oameni buni, am rezolvat-o. Mașina are frâne acum. După cum ați văzut la începutul clipului, am schimbat pumpa asta la care i-am pus kit de garnituri românesc. Am schimbat și pe dreapta spate cilindru plus repartitorul. S-a adunat, vino de ea Nicoșu, camera. S-a adunat mult balamuc aici. Și am aerisit-o așa cum prietenul meu mi-a recomandat. În schemă, am respectat pas cu pas exact cum a spus dumnealui. Acum mașina are frâne. Din păcate nu o pot scoate la probă. E Skoda aici și știți cum e, ne reține. Mai am de făcut la mașină până la ITP următoarele. Schimbată linia de eșapament, dar aranjat cablul de frână să-l leg cu cablu scurt, să-l unesc cu cablu scurt și să-i facem și roată frumoasă aici. În cele ce urmează, strâng un pic balamcul de aici. Acum avem frâne, sunt mulțumit, aerisite toate, tot ce trebuie, exact cum trebuie. O să facem roată frumoasă și roata. Adrian, ai făcut geanta? Ai pregătit-o să vopsim? Da. Unde? Acolo. E pregătită, dacă să o vopsim, da? Uh-huh. Bravo. Unde a rămas? Ce poveste la lume? Nu știu. Bine, hai că luăm de la capăt. Deci am făcut frânele, mai am să-i prind în clema aia cablu de frână de mână cu cablu scurt care vine la manetă. Să-i facem roată frumoasă aici și linia de eșapament. Așa cum am zis și cum mi-am propus, sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, mașina va avea ITP-ul, va avea acte pe numele meu și ne vom plimba cu ea. Ne oprim aici cu clipul ăsta. Mai rămânem un pic în garaj, eu trebuie să plec la muncă, dar nu plec până, nu fac roata aia, să pun 4 roți frumoase și 4 capace la mașină. Fac și roata pe spate frumoasă. Las mașina la poziție inițială și închei activitatea, strâng sculele, închei activitatea. Ne vedem weekendul următor, tot în garaj, sperăm, nu știu, ce disponibilitate, dispoziție o avea cum natul. O mai face ceva la Skoda asta săptămâna asta, o îmi face săptămâna viitoare, în weekend, nu știu. Ne vedem data viitoare, numim clipul, avem frâne la Renault 12 și când o să scoatem Skoda, o să scoatem și pasta la probă. Respect maxim tuturor, să auzim numai și numai de bine. Până data viitoare v-am salutat cu mare, mare respect.